Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la miezul zilei. Pentru început, titlurile ediției. Este cod portocaliu la nivel național după ce o femeie de 48 de ani revenită ieri din Italia a fost diagnosticată pozitiv cu coronavirus. Ce măsuri au fost luate de autorități, vă spun imediat. Între timp, mai multe zboruri spre și din Italia au fost anulate, iar în Italia mai multe regiuni au fost plasate în carantină. Substanțe halucinogene care ne omoară încetul cu încetul în ultima perioadă, adolescenții cumpără activ prin intermediul grupurilor de pe rețelele de socializare amestecuri periculoase, în special un analog al tutunului demestecat, așa numitul snus. Detalii în scurt timp. În satul Călinești, din raionul Fălești, au loc astăzi alegeri locale repetate pentru funcția de primar. Mai multe detalii imediat. Continuăm cu știrile pe larg. Cod portocaliu de coronavirus pe teritoriul Republicii Moldova, asta după ce o femeie de 48 de ani revenită ieri cu avionul din Italia a fost diagnosticată pozitiv cu coronavirus. Dis de dimineață la guvern, autoritățile au convocat ședința extraordinară a Comisiei pentru Sănătate Publică. Responsabilii au informat că la bordul nave de pe ruta Milano-Chișinău s-au aflat 145 de pasageri. Care este în prezent starea de sănătate a femeii și ce măsuri au fost luate de responsabili pentru a preveni riscul răspândirii noului COVID-19? Aflăm acum de la colega mea, Daniela Osipova. Daniela, bună ziua! Te ascultăm! Bună ziua, Corina, bun găsit, doamnelor și domnilor! Potrivit autorităților, femeia în vârstă de 48 de ani a fost diagnosticată cu noul coronavirus în Italia, dar a refuzat să urmeze tratamentul acolo și a venit în Republica Moldova fără să anunțe autoritățile despre diagnoză. Pacienta a fost preluată de la aeroportul din Chișinău de către serviciile 112 pe un coridor separat, fiind în stare de sănătate gravă, având broncopneumonie bilaterală cu insuficiență respiratorie acută, febră, tuse și stare de generală rău. Potrivit Ministrei Sănătății, Viorica Dubrăveanu, care a anunțat la ședința Comisiei pentru Sănătate Publică că la moment pacienta se află internată în spital și este monitorizată de către medici. Starea acesta este gravă, însă stabilă. La fel, cei care se aflau la bordul avionului curse Milano-Chișinău au fost identificați și contactați de către reprezentanții Ministerului Sănătății și rugați să stea în carantină la domiciliu timp de 14 zile pentru ca să fie monitorizată starea de generală, starea de sănătate a acestora. În același timp, aceștia sunt medicii de familie, vor monitoriza starea de sănătate a acestora și aceștia au obligația să-și măsoare temperatura timp de 3 ori pe zi și să observe toate simptomele de boală. La bordul avionului se mai aflau și 10 cetățeni ai Ucrainei. Prin canale diplomatice, autoritățile au fost informate și care aceștia urmează să stabilească adresele acestora și să monitorizeze starea de sănătate la domiciliu. Până în prezent, în Republica Moldova au fost prelevate și analizate 33 de probe de coronavirus. Testele la coronavirus au fost negative, cu excepția femeii de ieri. Doamna a fost internată în spital în Italia. Într-un mod foarte responsabil a părăsit instituția medicală de acolo, s-a urcat în avion și a venit acasă. Persoana respectivă a pus sub pericol, risc de sănătate, mai multe persoane, inclusiv în aeroportul italian, în aeronavă și, bineînțeles, aici la noi. Fiindcă persoana a fost depistată chiar la bordul navei, imediat la aterizare, colegii noștri, instituții respective au preluat-o. Prim-ministrul Ion Chicu admite faptul că ar putea să fie înregistrate mai multe cazuri de coronavirus. Autoritățile îndeamnă persoanele care au revenit din zonele afectate de noul coronavirus să renunțe la întâlniri în masă sau participarea la slujbe religioase. Dacă persoanele nu se simt bine, să evite călătoriile, să se adreseze către asistența medicală din țările respective, să urmeze recomandările care le sunt date de către medicii din țările vizate. Totodată, dacă s-a întâmplat că starea de sănătate s-a agravat pe parcursul călătoriei, să informeze însoțitorii de bord ca să se asigure luarea legăturii cu poliția de frontieră. Am o chemare aparte și o rugăminte aparte față de persoanele care au revenit zilele trecute, sâmbătă, vineri, joi,
din zone afectate. Eu astăzi nu o să le specific, că mai puțin contează, este Italia sau este Spania zona afectată sau este China. Să renunțăm astăzi la ieșire în masă, să renunțăm astăzi la întâlnire în masă, să punem sub aspectul riscului consecințele pentru cei dragi, pentru cei de aproape, pentru prieteni, pentru rude. În prezent, decizia de a anula orice manifestare publică este o decizie prematură, ținând cont de situația în care ne aflăm, dar admitem că acest fapt s-ar putea schimba în următoarele zile în dependență de riscurile care vor fi. Potrivit autorităților, pasagerii care vor reveni cu rute aeriene vor completa fișele epidemiologice, iar în cazul celor care se reîntorc cu automobilul, vor fi completate doar de cei care vin din țările cu transmitere locală. Acesta este ca un pas pentru a preîntâmpina dezvoltarea acestei epidemiologii în interiorul nostru, pentru ca instituțiile statului, inclusiv Ministerul de Interne, prin intermediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, prin intermediul Inspectoratului General al Poliției, să putem monitoriza circulația și fluxul acestor cetățeni prin interiorul țării. În caz că se depistează cineva care a fost în contact cu ei, deci să-i putem depista. În același timp, pe o rețea de socializare, șeful statului Igor Dodon a făcut un apel la calm și a declarat că virusul nu are culoare politică, iar întreaga societate trebuie să depună eforturi comune pentru a depăși această criză. Președintele a anunțat totodată că și-a întrerupt vizita de lucru la Moscova în contextul acestei situații. Pe parcursul ultimelor 24 de ore au fost înregistrate două cazuri suspecte la coronavirus de tip nou. Este vorba de un adult și un copil reveniți recent din Italia. Ambii au fost supuși testului de coronavirus. Un autobuz cu pasageri din Italia a fost oprit în această dimineață la vamă pentru verificări minuțioase. Potrivit premierului Ion Chicu, în autobuz se află persoane cu simptome caracteristice coronavirusului de tip nou. Ulterior, pasagerii și-au continuat călătoria. În același timp, cel puțin două zboruri spre și din Italia au fost anulate în legătură cu primul caz de coronavirus înregistrat în Republica Moldova. Ambele urmau să fie efectuate de aceeași companie aeriană cu care a venit ieri femeia infectată cu coronavirus. Conform datelor aeroportului internațional Chișinău, a fost anulat zborul spre Milano, programat pentru astăzi la ora 6:30 dimineața. Totodată este anulat și zborul de la ora 9:30 spre Veneția. Între timp, guvernul italian a luat în această noapte măsuri extraordinare, plasând în carantină mai multe regiuni din nordul țării. Acest lucru restrânge libertatea de mișcare pentru aproape un sfert din populația țării, într-o regiune considerată motorul economic al regiunii. Printre provinciile vizate de măsurile de carantină sunt Modena, Parma, Padova, Treviso și Veneția. Astfel vor fi închise sălile de sport, piscinele, muzeele, stațiunile de schi. Competițiile sportive se vor desfășura fără public. Restaurantele și cafenelele vor fi deschise, dar clienții trebuie să stea la cel puțin un metru distanță unul de celălalt. Și școlile rămân închise, iar pe durata carantinei nu mai pot avea loc nunți și înmormântări. Italia este țara europeană cel mai dur lovită de epidemia de coronavirus și a cunoscut sâmbătă o creștere vertiginoasă a bilanțului, care acum a ajuns la aproape 6.000 de cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 și 233 de decese. Continuăm jurnalul cu alte știri. Pernuțe fermecate sau bomboane cu efect ucigător. Vorbim de o nouă substanță utilizată de copiii din Moldova, care se numește snus. Un fel de tutun de amestecat, care în timp poate avea efecte ucigătoare. Cât de periculoase sunt aceste snusuri pentru sănătatea adolescenților, dar și cum își propun autoritățile să combată acest fenomen, aflați din reportajul ce urmează. Consumul în exces al substanței numite snus poate provoca intoxicații, însă consecințele pe termen lung rămân încă incerte. Tocmai de aceea, acest amestec nu se regăsește în lista cu preparate interzise pentru distribuire și consum. Noi până la ziua de astăzi nu am fost sesizați despre faptul că în asemenea substanțe, în asemenea preparate, ar fi careva elemente ale drogurilor. Până la ziua de astăzi, constatările care le-am făcut noi în cadrul Direcției Antidrog, la vânzarea acestor substanțe, da, utilizate pentru narghilea sau pentru consum, așa, în calitate de tutun, să fie careva componente legate de droguri.
Cei care o distribuie nu pot fi pedepsiți penal. O soluție ar fi introducerea acestor substanțe în lista celor interzise de către lege. Aceasta este completată de câteva ori pe an la inițiativa Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor, bazată pe avizul Centrului de Expertiză Judiciară al Poliției. Iată, vedeți, nu e o masă vegetală. Ulterior o să o examinăm și la microscop și o să aveți posibilitatea să vedeți. De regulă se poate observa ce este mibat, adică cu cristale. Anul trecut, Centrul de Expertiză Judiciară al Poliției Naționale a verificat mai mult de 2000 de monstre. Multă lume a auzit de denumirea de designer drugs, ceea ce vorbește despre niște clase de droguri la care este schimbată doar structura, adică formula chimică nu e esențial. Iată aici deja colegii mei de la agenții vorbesc despre analogii. Substanțele care au fost introduse pe piață și inițial nu sunt în incidența legii, iar formula lor este asemănătoare, cei de la Comitetul Permanent asupra drogurilor și precursorilor le categorisesc ca analogii. Vera Ursu este psiholog și asistă peste 20 de adolescenți care au consumat sau încă utilizează snus. Самый младший подросток, который у меня был, ему было 11 лет. Cel mai mic copil cu care am făcut terapie avea 11 ani, dar care deja consuma droguri, era dintr-o familie vulnerabilă și avea greutăți. Pentru a reduce cazurile de consum, polițiștii au lansat o campanie de informare cu genericul Alege Viața. Tinerii sunt informați despre posibilitatea de a fi atrași la răspundere penală, cât și contravențională, pentru consumul de droguri, pentru castrare și pentru înstrăinare. Tinerii sunt curioși de ce informăm noi, de ce este adus la cunoștință, de vicii, de aspectele negative ale consumului, de urmările negative, urmările grave care dăunează grav sănătatea. Snusul este alcătuit din substanțe chimice, aromatizatori, nicotină și adausuri de substanțe narcotice. Investigația integrală o veți putea urmări diseară, începând cu ora 19 la Messenger Stop Cadru. Continuă jurnalul. În satul Călinești din raionul Fălești au loc astăzi alegeri locale repetate pentru funcția de primar. Bătălia se va da între cei doi candidați ajunși în turul al doilea scrutinului din 3 noiembrie 2019. Este vorba despre candidatul PDM Svetlana Pădure și candidatul PAS Eduard Curtescu. Decizia de organizare a alegerilor locale repetate în localitatea Călinești vine în contextul în care la 13 februarie Curtea de Apel Bălți a respins cererea Consiliului Electoral Călinești prin care s-a solicitat confirmarea legalității alegerilor locale generale, fiind infirmată legalitatea turului 2 al alegerilor pentru funcția de primar. Ulterior, decizia Curții de Apel Bălți a fost menținută și de Curtea Supremă de Justiție. Secția de votare va fi deschisă de la ora 7 până la ora 21. 9 din 10 oameni de pe glob respiră aer poluat, iar aproximativ 7 milioane de persoane mor din cauza bolilor provocate de cantități mari de hidrocarburi, oxizi de carbon, oxizi de azot și de sulf inspirate. Și Republica Moldova respiră aer toxic, mai poluat decât limita europeană impusă. Nivelul de poluare atmosferică este alarmant în orașe din cauza fluxului mare de mașini. Cu cât mai proastă este starea tehnică a vehiculelor și mai joasă calitatea combustibilului utilizat, cu atât mai nocive sunt emisiile, susțin ecologiștii. Cei mai expuși riscului sunt locuitorii capitalei care respiră gazele emanate de zecile de mii de mașini care circulă zilnic în Chișinău. Trebuie structurile ecologice să lucreze mai intens ca să depisteze toate focarele de poluare a aerului și să le chidicideze. Mirosul care persistă la telecentru întotdeauna de la găurile astea de acces, deci se face simțit. Cred că autoritățile ar trebui să intervină prin impunerea anumitor restricții la nivel de import a automobilelor, a calității aerului emis de către uzine și, în general, noi trebuie să ne schimbăm conștiința noastră zi de zi, de la cei mai mici până la cei mai mari, să ne educăm într-un spirit ecologic participativ și activ. Mai mulți șoferi spun că ar fi dispuși să renunțe la mașinile obișnuite în favoarea celor electrice, dacă ar fi create condiții necesare pentru întreținerea lor. Mai mult de 600 de mii de mașini în Chișinău. Extraordinar, foarte rău. Foarte rău. Și la noi Chișinău ăsta e mic, dar atâtea mașini. Eu cred că cea mai mare problemă, nu cât mașinile, că e numărul mare de mașini, dar e problema în numărul mare de mașini vechi, care Europa le interzice, dar ele, evident, vin în țările slab mai dezvoltate.
Transportului auto îi revine în Republica Moldova o cotă de tocmai 99% din emisiile totale de poluare a aerului, potrivit datelor prezentate de Agenția de Mediu. Celelalte procente deja sunt poluanți de emisii de la întreprinderile industriale, centralele rectotermice și sistemele de încălzire a locuințelor locuitorilor. Pentru anii precedenți, depășiri s-au înregistrat la dioxid de azot, aldehida formică, fenol și pulberele în suspensie. Fiecare din aceste substanțe are efectul său asupra organismului. Aerul este poluat în Republica Moldova primordial în două orașe, cel mai mult. Asta e municipiul Chișinău și municipiul Bălți. Principala sursă de poluare, așa cum identifică și Inspectoratul pentru Protecția Mediului, este transportul nemijlocit, sursele mobile. Și asta se datorează în mare parte din cauza că transportul nostru, într-adevăr, este foarte învechit. Specialiștii atenționează că substanțele care se conțin în gazele de eșapament emanate de mașini pot provoca boli respiratorii și cardiace. Conform strategiei de mediu pentru 2014-2023, unul dintre obiectivele autorităților este crearea sistemului de management integrat al calității mediului. Documentul prevede reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă cu 30% până în anul 2023. Două persoane au ajuns la spital cu diverse traumatisme după ce automobilul cu care se deplasau s-a răsturnat. Accidentul a avut loc ieri în localitatea Ivanovca din raionul Basarabeasca. Șoferul de 33 de ani al autoturismului a fost prins între fiarele vehiculului, iar la fața locului s-au deplasat imediat angajații Inspectoratului General pentru situații de urgență. Acesta a fost deblocat de salvatori și transportat la spitalul din Cimișlia, împreună cu o femeie de 35 de ani care era pasager și s-a ales cu traumatisme. Potrivit medicilor, viața acestora este în afara oricărui pericol, iar toate circumstanțele accidentului urmează a fi stabilite. Potrivit GSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 75 de situații de risc. Flori, dragoste, sănătate și daruri. Asta le dăruiesc bărbații femeilor din țară atunci când în lume este marcată Ziua Internațională a Femeilor. Și Inspectoratul Național de Patrulare nu a uitat în această zi de reprezentantele sexului frumos. Polițiștii au continuat tradiția din anii anteriori și au oferit flori și zâmbete participantelor la trafic. Inspectoratul Național de Patrulare vine cu o mică felicitare. Vreau să aveți o zi cât mai reușită. Șoferițele au fost oprite însă nu pentru a fi sancționate, ci pentru a primi flori și urări din partea polițiștilor cu ocazia zilei de 8 martie. Gestul le-a emoționat pe femei care de altfel ar dori mai des să fie bucurate în acest mod. E destul de frumos. Pentru toate doamnele, minunat. Doresc multă sănătate tuturor doamnelor, fericire, să fie iubite, apreciate și la volan să fim atente. Foarte frumos gest. Cât mai des așa, asemenea gesturi, desigur că dorim și nu numai la 8 martie. Foarte plăcut, sincer. Indiopște, băieți, îți bravo. Știi în ce lucru ei au, într-adevăr, îți bravo. Tradițional, Inspectoratul Național de Patrulare, în ziua de astăzi, Ziua Internațională a Femeilor, vă urează o zi bună, fără care vă primejdii. În loc de o amendă să faci o excepție și să nu căiești cu un cadou, o floare. În ziua de 8 martie și pețele de flori au fost solicitate. Bărbații s-au grăbit să cumpere cele mai frumoase flori pentru femeile lor dragi. Ce mesaj aveți pentru femeile dumneavoastră? Să ne trăiască, să fie femei care să ne sprijine la momente mai grele. Ce flori astăzi veți cumpăra? Cred că mai mult, flori de primăvară, la lele. Sestru, mamă, jenu. Cumpăr flori pentru sora mea, mama și soție. 8 martie este o sărbătoare a primăverii, dragostei, fericirii. Vreau ca femeile mele mereu să fie frumoase, iubite și să ne bucure. Mai întâi de toate să fie fericite, să fie sănătoase, să fie bucuroase, cu zâmbet pe buze, strălucire în ochi. Și dragoste în suflet. Cum vă par prețurile la flori? Da, cum sunt par prețurile? Relativ. Tot este relativ.
Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită anual la data de 8 martie. A fost adoptată în 1977 printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU. Pentru prima dată, sărbătoarea de 8 martie a fost marcată de ONU în 1975, atunci fiind Anul Internațional al Femeii. Patru linii suspendate de maxi-taxi din capitală își vor relua parțial activitatea din 9 martie. Este vorba despre microbuzele 108, 178, 135 și 175. Operatorii de transport privat au declarat că această decizie a fost luată pe perioada consultărilor publice inițiată de Consiliul Municipal Chișinău. Pasagerii care sunt afectați de suspendarea celor 5 linii spun că le-a fost foarte greu să se deplaseze prin oraș în ultimele zile. Ne deranjează disconfortul acesta. Vrem un confort, vrem să putem circula normal, fără disconforturile acestea. Ne împiedică la întârzieri, la lucru, la grădiniți, la școli. Noi mergem cu rutieră 135, Trușeni, a fost suspendată și mi-e foarte greu acum. Avem un sat foarte mare, mulți locuitori. Ne deplasăm cu 135, sunt și troleibusele, dar troleibusele merg numai pe centru. Pe marșrutcă este ustărevșul vid transport. Microbuzele sunt demodate, nu sunt deloc comode. Eu pledez pentru troleibuze și autobuze. Operatorii de transport municipal privat au anunțat că 4 din cele 5 linii de microbuze sistate își vor relua parțial activitatea din 9 martie. Microbuzele 129 nu vor mai circula. Depunem eforturi pentru ca, începând cu ziua de luni, să reluăm activitatea rutelor care și-au suspendat activitatea. Ruta 108, 178, 135 și 175, cel puțin parțial, își vor relua activitatea. Cel puțin câteva unități de transport pe toate aceste 4 rute vor activa. Autoritățile municipale spun că cele 5 linii suspendate au fost parțial înlocuite cu autobuze. Unica care rută care a fost suspendată și avea mai multe mașini, asta e ruta 108, care lucrau 12-14 mașini. Aceasta activa în sectorul străzii Sihastrului. Și acolo noi am completat cu un autobuz care acum activează până la strada Miorița. 175. Erau două microbuze, unul activat toată săptămâna. Pe la strada Băcioi noi aveam ruta, ruta 65 de autobuz care face până la masă, trei curse și după masă ruta 44. Ruta 135 la Trușeni, aceeași situație. Lucra deja un microbuz rămăsesc pe această rută, dar noi de la începutul lunii am asigurat cu a șaselea trolebuz. Erau 5. 5 linii de microbuze din capitală și-au sistat activitatea la începutul săptămânii, după ce administratorii acestora au organizat mai multe proteste prin care au solicitat ca tariful pentru o călătorie să fie majorat de la 3 la 6 lei. Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că nu va ceda presiunilor. Consiliul Municipal Chișinău a inițiat consultări publice pe marginea acestui subiect. Peste 400 de locuri de muncă create în doar 2 ani la Edineț, și asta grație incubatorului de afaceri deschis în localitate. În ultimii ani, infrastructura din Edineț a fost modernizată cu suportul Uniunii Europene. Noile condiții au stimulat crearea de noi întreprinderi. Vadim Roșca are deschisă o mică afacere în domeniul designului arhitectural în cadrul Parcului Industrial Edineț. Tinerul spune că grație facilităților de care dispune aici, are posibilitatea de a implementa proiecte atât la nivel local cât și pentru țări de peste hotare, cum ar fi Germania, Austria sau Marea Britanie. Compania noastră se ocupă cu vizualizări arhitecturale. În mare parte primim de la clienți referințe și planuri arhitecturale, iar produsul nostru final este ori o imagine, o fotografie a viitorului proiect arhitectural, ori o animație în care clientul își vede cum va arăta casa lui în final. În momentul în care am închiriat spații, le-am închiriat deja cu mesă și cu câteva calculatoare. Tot aici urmează să fie deschisă în curând și o afacere în domeniul serviciilor de catering. Organizația a fost inițiată cu ajutorul proiectului Pol de Creștere Economică Regiunea de Nord, orașul Edineț, care are menirea pentru a face o sală pentru hrănire, pentru alimentația persoanelor care vor fi încadrați în această instituție. Până în prezent, în Parcul Industrial de la Edineț au fost create peste 120 de locuri de muncă permanente și alte 300 sezoniere. Au fost dotate 10 oficii cu mese, scaune, echipament pentru oficiu.
A fost dotată o sală pentru seminarii, pentru traininguri. Totodată a fost construită o hală cu o suprafață de 1400 de metri pătrați, unde o să selectăm o companie care o să creeze cel puțin 50-60 de locuri de muncă. Cel mai mare avantaj este creșterea economică în regiunea de nord a Republicii Moldova. Proiectul Edineț Pol de creștere economică în regiunea de nord a Moldovei a fost finanțat de Uniunea Europeană în cadrul inițiativei Primarii pentru creștere economică. Trecem acum la actualitatea externă. Cel puțin 7 oameni au murit în urma prăbușirii unui hotel din provincia Fujian din China. Potrivit autorităților, locul era folosit pentru a pune în carantină persoanele aflate sub observație pentru coronavirus. Salvatorii au reușit să scoată mai mult de 40 de oameni de sub dărâmături, iar sub epava casei cu 6 etaje au fost prinse 71 de persoane. Încă 28 de oameni rămân în continuare blocați. Clădirea s-a prăbușit din cauza unor lucrări de reparație. 89 de contrabandiști au fost arestați în Spania pentru trafic ilegal de persoane și trafic de droguri din Africa de Nord. Potrivit poliției, gruparea criminală a folosit bărci cu motor pentru a livra migranți ilegali și hașiș pe teritoriul Spaniei continentale. Anchetatorii au descoperit dovezi că 269 de persoane și 10 tone de hașiș au fost transportate pe 11 bărci. Pentru a scăpa de poliție, infractorii au folosit radare și de asemenea au urmărit activitatea pe țări. Poliția a constatat de asemenea că contrabandiștii nu au eliberat migranții în Spania până când nu au primit de la familiile lor o plată de 5.000 de euro. În prezent au fost confiscate 26 de bărci, 29 de vehicule, 250.000 de euro în numerari și 12 unități de arme de foc. Se investigează implicarea altor 39 de persoane în activitatea grupării. La frontiera greco-turcă au avut loc din nou ciocniri. Migranții care doresc să intre în țările Uniunii Europene au aruncat cu pietre în angajații poliției grecești. Pentru dispersarea mulțimii, ofițerii au folosit gaze lacrimogene și tunuri de apă. La măsuri similare au recurs și polițiștii turci, doar pentru ca imigranții ilegali să nu mai poată reveni. Săptămâna trecută, Ankara a declarat că va deschide frontiera cu UE pentru migranți, deoarece nu este capabilă să facă față unui nou val de refugiați sirieni, în timp ce Uniunea Europeană i-a avertizat pe refugiați că ușa le este închisă. În contextul în care mii de migranți sunt de acum blocați la frontiera greco-turcă, s-au format tabere improvizate de partea turcă a frontierei. Numeroși migranți dorm în aer liber în pofida frigului. În 2015, Grecia a devenit principala poartă de intrare în Europa pentru sute de mii de migranți, majoritatea fugind de conflictul sirian. Revenim în țară. Premiera expozițională de zile mari la Muzeul Național de Arte al Moldovei este intitulată Potențial și Abis și reunește lucrările a doi mari artiști, sculptorul Mircea Roman și pictorița Florentina Voichi, un cuplu în viață și în creație. Simbioza dintre sculptură și pictură reprezintă reperele expoziției Potențial și Abis. Sunt teme vechi realizate într-o formă nouă. Am mers pe ideea aceasta de potențial și abis, care se regăsește la ambii, în sensul că potențialul e reprezentat prin lucrările care sunt puternice, au și dimensiuni mari, și la Mircea Roman și în pictură. Formele acestea au în ele potențialul de devenire. Există și zona de abis, care la Mircea Roman în sculpturi se vede prin acele găuri negre, goluri interioare în ființa umană, iar la mine sunt zonele de abis din jurul personajelor, fondurile mai abstracte. Este o expoziție care, de fapt, reprezintă drama umană. Sculptura lui Mircea Roman este o zonă estetică primordială și, în același timp, foarte contemporan. Un artist care parcă vine din Egiptul antic, în același timp este foarte bine ancorat în tradiția sculpturii românești. Este o expoziție, în primul rând, care are o încărcătură de smerenie. Mircea Roman este singurul artist din România care deține cel mai mare premiu din lume pentru sculptură de la Trienala din Osaka, Japonia. Figurile sculptate de el sunt pline de dramatism, reprezintă o metaforă a sacrificiului. Sculpturi în lemn și câteodată mai este și culoare, dar
Ce mă preocupă este să creez volume mari care să stea bine în spațiu. Fac trimite la personajele umane, temele sunt reluate. Viața nu e numai frumoasă, mai are și partea ei de dramatism și de nemulțumiri. Mircea Roman e un sculptor aparte, vedeți, cu niște teme legate de modelarea chipului uman, de realitate, de păcat. Și o pictoriță aparte cu o gamă coloristică, vedeți, la fel recognoscibil, ținută într-o tonalitate de vișiniu brun-negru. Este, de fapt, o pictură figurativă, care parcă vine din spațiu, așa se zice, mai istoria ardor, în același timp este pictură contemporană, exprimă acele trăiri, drame, acea neliniște care este la ordinea zilei. Reunite sub semnul simplității și demnității, sculpturile lui Mircea Roman și picturile Florentinei Voichi călăuzesc privitorii într-o lume plină de mistere și simboluri, de lumini și întuneric, lumea ființei umane. Lucrările pot fi văzute la Muzeul Național de Artă până la sfârșitul lunii martie. La final vă spun datele meteo. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi vremea va fi determinată de influența unei zone de aer cu presiune atmosferică normală. Se așteaptă cer noros, temporar va ploua. Vânt din nord slab la moderat. Maximele vor fi cuprinse între plus 10 plus 13 grade în raioanele de nord, plus 11 plus 14 grade Celsius în cele centrale, iar în sud vom avea 12-15 grade. În următoarele zile, vremea nu se va schimba esențial. Atât cu noutățile la această oră. Cu noi detalii revenim la Mesager Stop Cadru, începând cu ora 19. O zi frumoasă în continuare, numai bine!